Bună ziua, vom rezolva în cele ce urmează subiectele date la proba de matematică a concursului de admitere la facultăți economice în iulie 1989. Am mai multe subiecte aici. Nu știu la ce ora s-au dat, au fost în București, în alt oraș, nu știu. Vedeți, o să fie mai multe rânduri de subiecte. Erau foarte mulți candidați. Mai există un videoclip, tot cu un concurs de admitere, tot în iulie 89 la facultăți economice. Au fost și mai multe, probabil, serii, pentru că erau enorm, enorm de mulți candidați, da? Subiectele de obicei sunt simple la erau simple la facultățile economice, față de cele care erau la ingineri, unde erau de 30-40 pe loc. Și aici erau mulți, dar baza, de obicei, la facultățile economice, cum am constat din examenele la economie sau geografie. Deci, prima problemă la subiect de algebră și analiză matematică, la primul rând de subiecte, ce rezolvați în ecuația... E super simplă, nu? X pătrat minus 1 pe 2 minus x mai mic sau egal cu 2. Păi îl trec pe 2 dincolo, nu? 2 minus x minus 2 egal, mai mic sau egal cu 0, scuze. Aduc la același numitor. X pătrat minus 1 minus 4 plus 2x supra 2 minus x mai mic sau egal cu 0, adică x pătrat plus 2x minus 5 supra 2 minus x mai mic sau egal cu 0. Da? Și aici acum ce facem? Facem fiecare ecuație x pătrat plus 2x minus 5 egal. Eu de obicei greșesc la destul de simplu, deci nu așa mă plictisesc, dar în sfârșit le fac că mai sunt oameni care vor să le vadă. Minus 2 plus sau minus radical din 4 minus 4ac, 4 ori 5 plus 20 pe 2 și egal cu minus 2 plus sau minus radical din 24 pe 2. 24 e 4 ori 6, deci vine minus 2 plus sau minus 2 radical din 6 pe 2, simplific cu 2 și îmi rămâne minus 1 plus sau minus radical din 6, da? Bun. Iar ecuația 2 minus x egal cu 0 are soluția x egal cu 2. Și acum, haideți să facem semnul. Avem x, funcția x pătrat plus 2x minus 5, funcția 2 minus x și mai avem și raportul nostru, x pătrat plus 2x minus 5 supra 2 minus x, da? Odată observați din condițiile de extență de la început, x diferit de 2, că da? Era la numitor, da? Bun, x diferit de 2, punem o bară. Și acum, hai să vedem x-ul de la minus la plus infinit. Unde sunt astea? Păi avem odată, observați rădăcile, minus 1 minus radical din 6 și radical din 6 minus 1. Minus radical din 6 minus 1 este aici, mai mic ca 2. Radical din 6 minus 1, să vedem dacă e mai mic sau mai mare ca 2. Păi uite cum se face. Presupunem să zicem că e mai mare ca 2, da? Îmi dă radical din 6 mai mare ca 3, ridicat la pătrat 6 mai mare ca 9. Fals. Deci asta înseamnă că e mai mic ca 2. Este aici, da? Bun. Între rădăcini, polinomul de gradul 2 are semn contrar, lua. În afară are semnul lua. X minus 2 are rădăcina 0 aici. Repet, la... aici o punem, scuze. O punem jos, nu o punem. Scuze, m-am grăbit. Așa, aici nu avea sens. Până rădăcină știm că avem semn contrar lua, deci o să am semnul plus, da? Că era 2 minus x aici. Deci avem semnul plus, după care minus. Și acum facem raportul 0, 0, plus pe plus face plus, minus pe plus minus, plus pe plus plus, minus. Ce îmi cere mie? Să fie mai mic sau egal cu 0. Deci, iată, x va aparține cui? Va aparține lui minus radical din 6 minus 1 până la radical din 6 minus 1, interval închis, da? Reunit cu, 2 deschis infinit, că la 2 nu avea sens, da? Și deci, iată, valorile pentru care asta e mai mică sau egal. Da? Cu asta antena prima. 2. Dintr-o mulțime de 6 bărbați și 3 femei, în câte moduri putem să formăm un colectiv de 4 persoane în care să fie cel puțin o femeie? Păi, acum,
cum în colectivul nostru nu ne zice dacă avem șef, nu avem șef, deci toți oamenii sunt egali, da? Și atunci, atenție, dacă am cel puțin o femeie, am următoarele situații. Când am o femeie, o singură femeie, atenție, când am două femei, când am trei femei, în total eu trebuie să am colectivul de patru persoane. În câte moduri pot să aleg o femeie din cele trei femei existente? În combinări de trei luate câte unul. Câți bărbați mai rezultă aici? Păi cum colectivul e de patru persoane, mai am trei bărbați. În câte moduri pot să iau trei bărbați dintr-o mulțime de șase bărbați? În combinări de șase luate câte. La două femei. În câte moduri pot să iau două femei din trei? Combinări de trei luate câte doi. Câți bărbați mai sunt? Doi bărbați. În câte moduri pot să iau doi bărbați dintr-o mulțime de șase? Combinări de șase luate câte. Trei femei. În câte moduri pot să iau trei femei din cele trei femei? Scriem așa pentru uniformitate. Combinări de trei luate câte, de la care e unul. Câți bărbați mai rămân? Unu. Adică combinări de șase luate câte unul și le adunăm. Deci numărul total este combinări de trei luate câte unul face trei. Combinări de 6 luate câte 3 este 6 ori 5 ori 4 pe 1 ori 2 ori 3. Vă reamintesc, nu vă apucați porcăria aia cu factorialul n factorial pe n minus k factorial ori k factorial decât dacă k ăla e mare și scrierea e formală. Pentru că pentru calcul trebuie să vă apucați să simplificați factorial. Definiția de fapt este care pleci de la n și scazi k factor n, n minus 1 până la n minus k plus 1. Ai scăzut ca factor la mulțire, iar jos pleci de la 1 și urci ca factor, 1, 2, ca factor. Ia uitați combinări de 6 la tecte 3. 6 ori 5 ori 4 și plec de la 1, urc 1 ori 2 ori 3. Plus, combinări de 3 luate câte 2, care e combinări de 3 luate câte 1, deci tot 3. Combinări de 6 luate câte 2, de la 6 scad 2 factor 6 ori 5, de la 1 ori 2. Plus combinări de 3 luate câte 3 înseamnă combinări de 3 luate câte 0, adică 1, combinări de 6 luate câte 1, 6. Și acum fac calculul și gata. Da? 2 ori 3, 6. Se duce 3 ori 5, 5 ori 4 de 60, plus 2 cu 6, 3. 3 ori 3, 9 ori 5 face 45, plus 6. 45 cu 6 cât face? 51 și cu 6, cu 60, 111 mol. Și am terminat problema. 3